Hăinuță tricotată pentru căței, pentru animale și pisicuțe, de ce nu? Deci punem pe Andreea ochiurile. Câte ne trebuiesc? Eu măsur cu elasticul unui pulover tricotat din aceeași șață ca să știu câte ochiuri pun. Da? Măsurăm dimensiunea burticii, da? La rotund așa cât trebuie și știm câte ochiuri vom pune. Am pus 60 de ochiuri, da? Dau firul în spatele Andrelei și lucrez cu fir, numai cu firul în spate și pe o față și pe cealaltă și pe față și pe dos, da? Numai cu firul în spatele Andrelei. Până număr aici, 1, 2, 3. Deci până număr pe față, 3 rânduri. Am început celălalt rând, da? Tot așa, dau firul în spatele Andrelei și lucrez. Iau ochiul din față așa, ca să nu iasă răsucit. Da? Și iese și pe partea și pe cealaltă, la fel. Și număr aici 1, 2, 3. Deci lucrez 6 rânduri, 3 pe o față, 3 pe față, pe dos. Am făcut cele 3 rânduri, da? 1, 2, 3. Am 60 de ochiuri. Împart la 3, da? Vin 20 de ochiuri. Deci 2 treimi, adică 40 de ochiuri pe spate. Iar cele 20 de ochiuri care rămân, 10 pe o parte la piept și 10, deci 20, da? Acum începem să facem partea dinspre codiță. Luăm un oi nelucrat, da? Dăm firul în spate, lucrăm un ochi. Deci două ochiuri. Ne întoarcem. Luăm ochiul nelucrat. Și lucrăm unul. Da? Acum lucrăm pe față și pe dos. 1, 2, 3, 4. Deci la fiecare rând adăugăm câte două ochiuri de pe Andreea. Da? E un pulover destăiat pe spate pentru a putea să îmbrăcăm cățelul mult mai repede. Luăm ochiul nelucrat și lucrăm cele trei ochiuri rămase pe Andreea. Deci la fiecare rând lucrăm 3, 4, 5, 6, da? Până formăm jumătate din V-ul. Da? Aici se formează un V. Da? Aici e spatele. Și mai luăm două. Da? De spatele are 40 de ochiuri. Până lucrăm aici, deci avem pe Andreea 20 de ochiuri. Da? Deci lucrăm așa, adăugând câte două, câte două, câte două, până numărăm pe Andreea din mâna dreaptă 20 de ochiuri. Deci am lucrat așa în V până am făcut aici, da, 20 de ochiuri. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, da? Se cunoaște. Acum lucrez până ajung în partea cealaltă, da? Am format o jumătate de V, da? Lucrez tot ce am pe Andreea. Deci aici am început de la două ochiuri și am ajuns aici la 20. Luăm la fiecare rând pe față câte două ochiuri de pe Andreea cealaltă.
Și acum merg mai departe până ajung la capătul celălalt. Da? Am ajuns în celălalt capăt, da? Lucrez 2, 1, 2, întorc. Iau unul nelucrat, lucrez 1. Unu, două, trei, patru, ca și în partea de aici. Da? Iau câte două de pe Andreea până fac pe Andreea aici 20 de ochiuri. 1, 2, 3, 4. La următorul rând o să am 6. Deci ochiurile care le avem pe Andreea împărțim la 3, da? Două treimi la spate și o treime pe burtică. Da? Lucrăm până facem ca aici 20 de ochiuri. Da? Crescute două câte două aici. Adică crescute. La următorul rând luăm două de pe Andreea, da? Se cunoaște că am venit până aici. La următorul rând două, la următorul rând două, până ajungem la 20 de ochiuri aici. Deci am lucrat, da, până am aici 20. Da? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Mă întorc. Da? Iau un ochi nelucrat și lucrez până la capăt. Deci am terminat și cealaltă jumătate de V. Da? Am aici și aici. Da? Se poate face din orice fel de ață, andrelele în funcție de ață, da? Acum lucrez drept. Deci am făcut aici 20 de ochiuri, merg drept cu lucru până ajung la piciorușele din față, da? Deci așa vine. Aici e partea de pe burtică și aici e spatele, da? Se încheie pe spate. Deci aici vine la codiță, da? V-ul. Pentru că pe spate vine V-ul acesta mai lung și la burtică vine mai, deci, da? Să nu-l murdărim, să nu-l da, să-i acopere tot spatele. Da? Cu cheie pe spate. Am lucrat până am ajuns la lăbuțele din față și acum lucrez jumătate din spate, deci 20 jumătate din spate, 20 jumătate din spate, iar 20 la burtică. Da? Lucrez 20 de ochiuri. Am lucrat cele 20 de ochiuri și acum adaug de 3 ori câte 5 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Trag Andreea și mă întorc. Acum merg cu jumătate din spate și ai jumătate din mânecuță. Da? Jumătate din lățimea mânecii.
stânga și acum merg drept. La rândul următor, când ajung aici, mai adaug 5 ochiuri, iar mă întorc. La următorul rând mai adaug 5 ochiuri, iar mă întorc. Am adăugat, da, o dată, de două ori, de trei ori. Deci am 20 și cu 15, acum merg până că fac aici jumătate din lățimea mânecuței, da? Merg, lucrez drept. Ar trebui, când termin jumătate de aici, din lățimea mânecuței, să ajung la gât deja. Am făcut jumătate din spate plus jumătate din lățimea mânecuței. Da? Deci așa vine. Spatele și pe mânecuță. Trag andreaua la următoarele ochiuri după andreaua. Și leg firul aici la primul ochi. Da? Am tras andreaua. Aici am cele 40 de ochiuri care mi-au rămas. Aici e pieptul și aici cealaltă jumătate a spatelui. 20 pieptul și 20 cealaltă jumătate a pieptului. Am legat firul aici, da? Adaug 5 ochiuri. 1, da? 2, deci am lucru cu spatele la mine. 3, 4, 5. Întorc cu fața și le lucrez. Da? Cele 5 ochiuri adăugate, 1, 2, 3, 4, 5, 20 de ochiuri care le am la piept de pe Andreea, da? 2, 3, da? Până lucrez 20 de ochiuri. Am lucrat cele 20 de ochiuri, deci aici 5 adăugate, 20 și m-am oprit. Trag andreaua, da? Cealaltă Andreea. Și las cele 20 de ochiuri aici. Nu mai am treabă cu ele. Și aici adaug 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deci la fiecare rând, da, adaug 5 într-o parte, 5 într-o parte. Deci aici lucrez burtica și cu jumătate din mânecuță, da? Mă întorc și lucrez. Ce am pe Andreea? 20, 5, 5. La fiecare rând adaug 5 într-o parte, 5 într-o parte, de 3 ori. Am terminat de crescut, deci am aici 15 ochiuri, aici 20 de pe burtică și aici 15. Da? Și acum lucrez cât am lucrat aici. Da? Să fie egală mânecuța. Deci aici e partea din de pe spate, jumate din spate și jumate din mânecuță, din lățimea mânecii. Da? Și acum lucrez să fie egal. Da? Cât am lucrat aici, lucrez și aici. Asta e partea de pe burtică. Deci la fiecare rând adaug 5 într-o parte, 5 într-o parte, 5, 5, 5, 5 de 3 ori, cum am adăugat aici. Am terminat și pieptul, da, cu jumătate din mânecuță, deci așa vine. Da? Aici e burtica. Mânecuța, jumătate din spate, da? Aici e burtica și aici e cealaltă jumătate. Da? Mai am pe Andreea 20 de ochiuri, deci jumătate din spate. Leg firul
Aici la ultimul rând, da? Deci leg firul aici, la ultimul rând, de aici. Da? Trag andreaua. Deci numai pe față. Acum întorc și adaug cele 5 ochiuri. Da? Aici. Unu. Două. Trei. Patru. 5. Întorc și lucrez. Da? Mă duc, mă întorc, iar adaug 5 ochiuri. Mă duc, mă întorc și iar 5 ochiuri. Deci de 3 ori câte 5 ochiulețe. Da? Acum lucrez egală cu jumătate din lățimea mânecuței. După ce adaug cele 15 ochiuri, de 3 ori câte 5, deci mă duc, mă întorc, mai adaug 5, mă duc, mă întorc, mai adaug 5. Și după aceea lucrez exact cât am lucrat aici. Da? Jumătate din lățimea mânecii. Deci am terminat, da? Vine așa. Deci aici e burtica cu cele două jumătăți de mânecuță. Și aici e spatele, jumătate din spate. Da? Cu jumătate din mânecuță și cealaltă jumătate din spate, cealaltă jumătate de mânecuță. Da? Deci cam așa vine. Întoarcem pe dos și încheiem aici. Deci încheiem aici. Apoi încheiem aici. Da? Cât ține mânecuța. Lăsăm aici, da? Să nu-l strângem de gât. Deci părțile de la gât. Deci aici, aici, da? Aici și aici. Da? Cât am crescut ochiurile aici. Deci până aici încheiem, da? Cu acu. Deci încheiem așa. Aici, aici, aici și aici. Da? Am încheiat, da? Deci aici e partea de pe burtică și aici e spatele. Da? Acum îl pun cu fața la mine și facem, da? Începem de aici. Floricelele unde băgăm șiretul ca să unim speții. Dăm peste croșetă, da? Și venim aici. Deci lăsăm un ochi aici și venim la al doilea. Trei piciorușe, da? Un ochi, alte trei piciorușe. Da? Lăsăm aici un ochi și venim la al doilea. Picioruș simplu. Dăm peste croșetă, da? Lăsăm aici unul, în al doilea. Luăm amândouă firele ca să nu iasă, da? Dacă luăm un fir, se trage. Da? Și facem așa, deci pe partea asta de spate, da? Aici la gât, aici și aceeași parte din spate.
Dar avem grijă câte floricele am făcut pe partea asta, să facem și aici pe partea asta. Că se face un șiret care se bagă prin floricele și se leagă, da? Pe partea, pe spate, pe jumătatea spatelui. Și continuăm așa, da? Până facem de jur împrejur. Da? Deci trei piciorușe, lanț de 1, alte trei piciorușe tot acolo. 1, 2, piciorușe duble, da? Ne uităm aici, lăsăm un ochi și venim la al doilea. Și facem un picioruș simplu. Am terminat partea din spate. Și când ajungem aici sus, la colț, deci am făcut trei piciorușe duble, fac un ochi, mai fac trei piciorușe, fac un ochi, da? Am făcut floarea aici, fac un ochi și apoi mă întorc, da? Pe partea de la gât, da? Trei piciorușe. Da? Las unul și la al doilea. Da? Ca să fie frumos. Deci am făcut floarea aici și am făcut și aici, da? Și acum mergem normal. Las un ochi, da? Și vin al doilea. Da? Trei. Și vin ochiul de lângă el și fac trei. Ca să nu iasă prea dese, să stea gulerat așa. Deci aici am făcut 6 piciorușe într-un ochi, aici fac 3 într-o parte și 3, 3 la 1 și 3 la 1. Da? Las 1 și vin la al doilea. Dau peste croșetă, da? Las 1 și vin la al doilea. Deci 3 piciorușe aici, las de 1 și de alte 3 aici. Puloverul este gata, da, pentru căței. Până la jumătate am încheiat floricelele, da, am pus aici câte o perluță. Prima floricică am lăsat-o liberă. Și de la jumătate încolo am băgat un jurnuleț, da, care se poate scoate pentru a fi îmbrăcat ușor. Da? Aici vine burtica, da, e mai micuță, mai îngust aici între piciorușe. Aici vin mânecuțele, da? Și mai vine capul. Da? Așa vine. Da? Aici la gât, frumos, cu floricele. Deci așa.